Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. După mai bine de 24 de ore de la oribila crimă comisă în Dejani, polițiștii de la investigații criminale au reușit să-l identifice pe suspect. Este vorba despre un bărbat de 36 de ani din aceeași localitate. Suspectul lucrase în trecut în gospodăria victimelor, iar în ziua crimei intrase în locuința bătrânilor pentru a le fura niște bani. Marți, în jurul orelor 11, a fost capturat suspectul principal în cazul crimei din Dejani. Este vorba despre un localnic în vârstă de 36 de ani ce se ascunsese într-o livadă din sat. Suspectul lucrase în trecut în gospodăria victimelor, iar în ziua crimei intrase în locuința bătrânilor pentru a le fura niște bani. Suspectul este recidivist, având la activ mai multe condamnări pentru violare de domiciliu, furt, distrugere și ultima condamnare din 2003 este pentru profanare de morminte, fiind eliberat în 2006. Reamintim că în noaptea de duminică spre luni, localnicul de 36 de ani a pătruns în locuința bătrânilor pentru a fura, însă a fost surprins de aceștia. Pentru a scăpa, tâlharul a scos briceagul ce l-avea asupra lui și le-a aplicat mai multe lovituri bătrânei, dar și bătrânului. Din nefericire, rănile provocate femeii au fost fatale, decedând la scurt timp. Soțul a avut mai mult noroc, scăpând doar cu câteva zgârieturi pe mâini. Suspectul urmează a fi prezentat tribunalului Brașov cu propunere de arestare preventivă.